De ce are trandafirul spini? Pentru că este defensiv până la sânge. Ar vrea să îl miroși de la distanță, fără să-l atingi, pentru că altfel l-ai considerat prea accesibil. Și atunci, în ce relație vei fi cu el sau ea? Prieteni, bună seara, sunt doctorul Cristian Andrei. Știu că este un subiect aparent subțire pentru doamne, dar ce să vezi, nu este chiar așa. Este pentru acea parte din viața ta care este ușor mai filozofică în relaționarea cu el sau ea și care este menită să-ți explice de ce oamenii trebuie să fie o combinație de defecte și calități, de atractivități și toxicități și cum am putea să tratăm spinii trandafirului, ce relație am putea să avem cu el sau cu ea în condițiile acestea, în care există și defecte. Bine ați venit la seducții și fidelități. De-abia aștept să interacționez cu voi după ce vă voi fi spus câte ceva despre această interacțiune între persoană și defectele celelalte persoane, dezavantajele celelalte persoane. Adică, de ce o relație trebuie să fie sub semnul întrebării tot timpul? Că există posibilitatea să ne despărțim, că există posibilitatea să ne certăm, că există posibilitatea să descoperim faptul că cealaltă persoană are niște defecte imposibil de tolerat. Da? Oare care este misterul acestei părți întunecate a relațiilor de iubire între oameni? Și cum poate fi interpretată mai bine astfel încât să fii, în primul rând, tu ok cu viața pe care o trăiești? Probabil că lucrurile stau așa în ultima vreme, pentru că noi am devenit niște consumatori de relație. Adică, practic, putem să schimbăm partenerul cu ușurință și ca atare suntem mai predispuși să vedem defectele. Perfecțiunea în ceea ce privește omul cu care avem de-a face a apărut în ultima vreme, de când vrem produse cu ambalaje noi nouțe. Uite, chiar și acum de Crăciun, când vin cadourile comandate online, te uiți dacă este ambalajul intact. Te uiți să vezi dacă produsul corespunde comenzii tale. Există perioada de probă și perioada de returnare gratuită a produsului, astfel încât am devenit niște paranoici, niște pretențioși, niște orgolioși. Și lucrul acesta se vede și în relațiile pe care le avem. Au stat lucrurile altfel pe vremuri, când oamenii nu erau chiar așa consumatori? Păi dacă ne întoarcem la perioada de timp în care grebla se lăsa moștenire de la o generație la alta, hainele bunicii erau numai bune pentru nunta nepoatei ca și zestre și oamenii rămâneau pe viață unii cu alții nu pentru că nu le-ar fi plăcut să schimbe partenerii, ci pentru că societatea le ofera doar această posibilitate să rămână împreună prin instituția bisericească, prin comunitățile restrânse, prin rolul diferit al familiei, care pe vremea aceea era pentru supraviețuire. Nu era pentru consum. Pe vremea aceea, dacă erai nemăritată ca și femeie, înnebuneai. Pe vremea aceea, dacă nu făceai copii ca și bărbat, erai disprețuit. Cât mai mulți copii ar fi trebuit să ai ca și bărbat. Astăzi însă, bărbatul care lasă însărcinată o femeie, o fată, este considerat un individ înapoiat, care nu știe decât să facă copii și nu știe ce vrea în viață. Iar femeia care naște mai mult de doi copii este considerată ca fiind lipsită de autocontrol. Adică prea se scapă așa mulți copii, ce e cu ea? Da. Și atunci este de întrebat, într-adevăr, ce se întâmplă cu partea negativă pe care începem să o vedem tot mai mult la persoana aceea. Trebuie să vă mărturisesc că sunt într-o zi, la două zile distanță, de fapt, de grupul pe care l-am avut la Brașov,
la hotelul Cromwell, în seducții și în inițiere, în apropiere. Și din acest grup am început să înțeleg tot felul de lucruri mult mai profund decât până acum. Le mulțumesc participanților de acolo, a fost minunată întâlnirea aceasta. Și am început să-mi dau seama de ce oamenii sunt atât de atenți unii la alții. De exemplu, ce fel de șosete poartă acea persoană și de ce acest lucru ar putea să însemne că nu voi avea o relație cu acea persoană. Sau este mașina zgâriată? Sau s-a machiat prea strident? Sau nu s-a machiat deloc? E ceva în regulă cu o femeie care nu se machiază? Da, suntem atenți la foarte multe detalii în ziua de astăzi, pentru că spuneam, suntem consumatori de relații. Și acum să ne referim la acea persoană care ar putea să aibă defecte. Bineînțeles că și eu pot să am defecte și am, și tu ai defecte și probabil că te gândești la ele. Și discutam la Brașov, la grupul acesta de inițiere în apropiere, că da, este bine, noi ne-am întâlnit acolo ca să vedem calitățile celor care participă și să construim pe ele și nu să ne ocupăm de defecte. Însă astăzi discut despre această tendință în societate de a căuta defectele celelalte persoane. Și deci, când o persoană este țepoasă, ce înseamnă să fii țepos? Okay? Înseamnă probabil să fii o persoană greu abordabilă, să fii o persoană care se supără ușor, să fii o persoană care are tot felul de dificultăți în relaționare, da? De exemplu, atunci când se supără, de fapt, prin asta arată că este defensivă, că se apără de ceva imaginar pentru ea sau chiar real, pe care cealaltă persoană nu o consideră a fi o problemă. Asta însemnând că, la fel ca și trandafirul, spinii sunt meniți să apere o anumită parte a trandafirului. Corpul trandafirului și nu floarea, tulpina. O să ziceți că sunt plin de metafore astă seară, dar tulpina trandafirului ca și tulpina ta este un lucru mai important decât imaginea trandafirului, respectiv imaginea ta. În desenele cu tentă de test psihologic pe care le poate desena o persoană și pot fi interpretate, există un loc de frunte în ceea ce privește testul copacului. Testul copacului, testul psihologic al copacului, vizează acest îndemn, îi cer pacientului să deseneze un copac așa cum îl vede el. Bineînțeles că trebuie să fie bine centrată coala de hârtie, el să fie în liniște, să nu trebuiască să se transforme într-un artist. Și după ce desenează copacul, se împarte această foaie de hârtie în trei registre verticale și trei registre orizontale. Registrele verticale presupun treimea din stânga a paginii este trecutul, prezentul este la mijloc și în dreapta este viitorul, pentru cei care scriu, bineînțeles, de la stânga la dreapta. Iar registrul de jos înseamnă antecesorii, cei de dinaintea ta. Partea de mijloc, registrul de mijloc pe verticală înseamnă prezentul și partea de sus înseamnă aspirațiile, ceea ce visezi să se îndeplinească în viitor. Bun. Și dacă împarți acest desen în aceste categorii, vei vedea că un copacul este amplasat mai la dreapta sau mai la stânga, că este lipit de marginea de jos a colii de hârtie și, sau este mai sus și are și rădăcinile desenate, este linia pământului sub el sau este doar o simplă linie care astupă trunchiul. Trunchiul înseamnă eu. Aici poți să vezi o scorbură care înseamnă dificultăți în relaționarea cu propria ființă. Poți să vezi accesorii menite să îl apere pe copac, inclusiv spini. Iar dacă e vorba despre ramuri, cu sau fără frunze, aplecate într-o parte, subțiri sau groase, cu fructe sau fără, toate pot fi interpretate. Și de aceea, pentru că dacă interpretăm un copac, am putea să interpretăm și un trandafir. De ce are trandafirul spini? Pentru că euul trandafirului se cere a fi, se află într-o stare defensivă permanentă. Da? Și deci, da, o persoană este țepoasă când este defensivă. Și mai ales
Este defensiv în faza emoțiilor. Dacă îl vezi pe un bărbat că este morocănos, este urâcios, că se încruntă, că nu râde niciodată, că te critică, te ridiculizează sau că îți întoarce spatele, acest bărbat țepos se dovedește a fi așa mai ales în fața emoțiilor pe care le poate produce cealaltă persoană. Astfel încât, dacă el constată că s-ar putea îndrăgosti, devine țepos. Dacă el constată că ar trebui să facă un gest frumos ca răspuns la gestul frumos al celelalte persoane, devine țepos. Da? Adică urcios. Asta înseamnă că noi oamenii avem bune și rele. Vom discuta despre aceste lucruri până pe la și jumătate, până la 20-30, după care de-abia aștept să citesc părerile voastre, care încep să se deruleze deja pe aici. Ce înseamnă bune și rele la o persoană? Păi, rele este atunci când ceea ce manifestă acea persoană te pune pe tine în dificultate, îți înșeală așteptările, te descurci destul de greu cu ele. Este vorba despre acele lucruri rele care sunt în contradicție cu ceea ce definește societatea, prin convenție, că trebuie să fie bun sau rău. Binele și răul, lăsându-l pe Kant în urmă, filozoful, să dezbată că binele și frumosul sunt niște lucruri care sunt prezente peste tot în univers, eu cred că, de fapt, și binele și răul sunt simple convenții și sunt simple relativități din cultura societății în care trăim, pentru că, de exemplu, un bărbat care ucide mulți oameni ar putea să primească o decorație din partea statului țării sale pentru simplu fapt că e un soldat erou care a ucis mulți inamici sau poate să fie un criminal în serie care este închis pe viață. Vedeți cât de relativ este ceea ce stabilește societatea ca fiind bun sau rău. Sau calitatea de a avea tupeu, de a friza frica și a sări de la înălțime cu o parapantă de pe un turn, poate să fie extrem de romantic și o calitate pentru a cuceri o fată care poate fi impresionată așa, după care, dacă fata asta se căsătorește cu parapantistul, s-ar putea să considere că e un mare defect ăsta, pentru că ar putea rămâne copilaș și fără tată și pentru că el se dă în spectacol în fața altor tipe și nu vine de vreme acasă. După cum vedeți, există multă relativitate între bine și rău. Dar spinii aceia de pe tulpina trandafirului sunt acolo și uneori, dacă te ocupi de ei, aproape întotdeauna te înțepi. Dacă te gândești să-i abordezi brutal, nu mai seamănă trandafir ceea ce e acolo. Dacă îi ignori, până la urmă se limitează foarte mult relația ta cu trandafirul și vom discuta mai târziu ce ai de făcut tu cu spinii de pe tulpina partenerului sau partenerei tale. Deocamdată să reținem acest lucru, că nu știu dacă a rămas foarte clar din metafora pe care am deschis-o. Am zis că spinii de pe tulpina trandafirului se referă la persoană, în cazul persoanei, la acele elemente defensive cu privire la propria persoană, la eul acelei persoane. Asta însemnând că dacă o persoană este dificilă, dacă are niște defecte în relaționare, acestea sunt de cele mai multe ori niște elemente care îi servesc acelei persoane și nu îți servesc ție, al celuilalt. De exemplu, cealaltă persoană, dacă soțul vine târziu acasă și vine băut, bineînțeles că are niște defecte, e bețiv și întârzie. Dar de fapt, dacă stai de vorbă cu acel bărbat, o să afli că îi este groază să vină acasă la o femeie care țipă la el și care tot timpul are reproșuri să-i facă și pentru a putea să-i răspundă și să stea de vorbă cu ea, a băut. Bineînțeles că depinde din unghiul din care privești lucrurile ca să-l înțelegi pe individul respectiv. Bun. Dar ce înseamnă bunele pe lângă cele rele? Sunt bune lucrurile care îți confirmă așteptările, care îți dau senzația de familiaritate, de accesibilitate, cele care sunt în acord cu interesul tău în relația cu această persoană, asta însemnând că spui că este un om bun când este de acord cu tine în tot ce faci, când nu te ceartă, nu se reproșează nimic, că este un om bun când se gândește la tine și îți face cadouri, și este un om rău atunci când nu te înțelege,
Când este egoist și agresiv, când țepii aceia deja ți-au produs niște înțepături. Bun. Un alt element care este destul de vorbit prin societatea românească este faptul că oamenii țepoși sunt sinceri. Adică el însuși, cel țepos, spune: știu că nu-ți convine, știu că te simți jignită sau jignit, dar eu sunt așa pentru că spun adevărul. Eu îți spun în față ce-i cu tine, chiar dacă te rănești. Oare este ok să fii un purtător al adevărului într-un cuplu în care se presupune că este totul fundamentat pe iubire? Ei bine, există o regulă pe care o tot menționez atunci când discut despre confidențialitate și despre dezvăluire. Poți să dezvălui adevăruri despre tine persoanei care nu va fi afectată de aceste adevăruri, mai ales în sens negativ. Și nici va profita de aceste adevăruri. Adică un om trebuie să fie pregătit în confruntarea cu adevărul. Și ca să-i spun un om ceva în față, știi ceva? Îți miroase gura cam tare, așa în față, probabil că acea persoană ar trebui să fie suficient de pregătită în fața unei astfel de afirmații, să fie, de exemplu, persoana pe care o preocupă de ceva timp dacă îi miroase sau nu îi miroase gura. Okay? Pentru că altfel este o insultă, este: de ce tocmai acum te-ai găsit să-mi spui, de ce îmi spui tu, de ce cu tonul ăsta și așa mai departe. Vă să zic că omul țepos afirmă despre sine că este un purtător al adevărului și, într-adevăr, de multe ori este țepos pentru că nu știe cum să ambaleze relația cu cealaltă persoană, cum să-și ambaleze propria persoană în relația cu cealaltă persoană. Celul au defectele în relaționarea între oameni. Pentru că, da, există și un rol al lor. Persoana perfectă are o problemă foarte serioasă, și anume, poate doar să involueze. Nu mai are cum să se perfecționeze pentru că este perfectă. Okay? Asta înseamnă că dacă tu, domnișoară dragă, cauți bărbatul perfect și mai și spui că l-ai găsit, dar că nu te bagă în seamă, bineînțeles că unul dintre atributele perfecțiunii este faptul că nu te bagă pe tine în seamă, fiindcă tu știi că ești imperfectă și nu te gândești de ce tu, ca imperfectă, cauți un bărbat perfect, okay? Dar îl cauți și unul ai senzația că l-ai găsit. Pentru că se poartă perfect cu tine, cu femeile în general. Pentru că e deștept. Pentru că este frumos, pentru că este bogat. Okay? Știți câte persoane cu astfel de perfecțiuni am avut eu ca și pacienți? Știți cât de greu este pe dinăuntrul acestor persoane, cât de mizerabil este alteori pe dinăuntrul lor și cât de urât evoluează viața lor de cele mai multe ori? Pentru că persoana perfectă este o persoană care are suprafață și nu conținut. Pentru că și-a șlefuit suprafața și pentru că tu te uiți doar la acea suprafață și nu ai timp pentru conținutul acelei persoane. Iar acest lucru este îngrijorător, mai ales în viitor. Când această persoană nu are cum să-și dezvolte decât defecte de sub perfecțiunea aceea și nu are cum să fie mai bine decât atât. Ori asta înseamnă că ți este recomandabil un partener imperfect la început, clar imperfect, însă dispus, capabil să evolueze fiind în relație cu tine. Acesta este, de fapt, bărbatul pe care ar trebui să-l cauți și nu pe cel perfect. Și atunci, de exemplu, hai să luăm ca și ilustrație fața unei persoane. O persoană care are o față simetrică, nasul drept, ochii perfect aliniați, zâmbetul perfect. E bine, cam așa arăta un portret elaborat de inteligența artificială. Ai senzația de robot atunci când ai de-a face cu o persoană cu simetrie și cu predictibilitate. Asimetria însă este cea care l-a făcut pe Elvis Presley să fie frumos, cu zâmbetul lui tras într-o parte și cu
fruntea lui încruntată asimetric. Da? Defectele, imperfecțiunile sunt cele care te fac să-l ții minte pe un om. Da? De altfel și în criminologie, când se descriu semnalmentele unei persoane urmărite, se descriu mai degrabă defectele, nu se spune o persoană frumoasă și perfectă a dispărut, căutați-o. Mm. Mai ales că fiecare definește perfecțiunea în felul lui. În schimb, o cicatrice, o anumită imperfecțiune, o aluniță, faptul că șchiopătează, poate să fie definitor în găsirea, în identificarea cuiva. Bun, dar ce relații poți să ai tu cu defectele unei persoane? Okay. Există un fel de succesiune, un fel de etape ale expunerii tale față de imperfecțiunile persoanei cu care ai de-a face. De exemplu, stadiul zero, nu le vezi. Nu vezi, ceilalți văd defectele acestei persoane, tu nu le vezi. Trandafirul nu are spini. Este un trandafir. De la distanță spinii aceia nu se văd. Se vede doar culoarea roșie aprinsă a dragostei de pe floarea aceea și uneori începe să-ți vină și parfumul, ceea ce este de-a dreptul îmbătător, adică confuzionant. Vă zic că în stadiul zero nu vezi niciun defect. După aceea vine stadiul 1. Începi să vezi un defect. Adică îi spui defect pentru simplu fapt că s-a repetat de cel puțin două ori. Și asta înseamnă că, da, defectul respectiv ar putea să te deranjeze. Da? Deci stadiul 1 este când observi că persoana totuși are defecte, că nu credeai că are, nu ești dispus să recunoști aceste defecte nici după ce le-ai observat, mai ales dacă părinții tăi, cei din preajma ta, o critică, o desfințează pe această persoană și spun, tu nu vezi câte defecte are? Și tu spui, nu are defecte, nu o cunoașteți cu adevărat, o persoană minunată. Și, de fapt, da, începi să le observi, dar pentru că ceilalți au atacat această persoană, tu trebuie să o aperi și atunci se amână conștientizarea defectelor acestei persoane. După care începe să te deranjeze repetarea acestor defecte și spui, mă deranjează ceea ce faci tu în mod repetat. Fă ceva cu asta. Să știi că am observat că nu prea îmi convine faptul că spune-mi ce defecte am eu și spun și eu ce defecte ai. Și uite, așa se ajunge la dezbaterea acelor defecte cu speranța că vor dispărea la un moment dat, că se vor corecta, că a fost un simplu incident și n-a fost un simplu incident. Așa se face că, după o vreme, intervine oboseala ta de a te adapta la aceste defecte ale celelalte persoane și încep să le reproșezi. Da? Încep să le reproșezi și mai mult decât atât, când intră în cameră persoana aceea, intră defectele ei. O recunoști prin aceste defecte care încep să fie definitorii pentru acea persoană. Este persoana care te enervează cu faptul că de fiecare dată când se uită la televizor se scobește în nas. Clar, nu mai suporți. Când lucrurile acestea devin insuportabile după ce au devenit definitorii pentru acea persoană, devin insuportabile pentru că, după cum spuneam, când persoana intră în cameră, chiar dacă nu intră scobindu-se în nas, tu o vezi ca fiind omul care se scobește în nas. Și atunci, bineînțeles că nu mai suporți prezența acelei persoane, existența acelei persoane în viața ta, deși poate că a încercat să se corecteze. Ba chiar există și acest mecanism ciudat. S-a corectat aproape în totalitate și s-a scăpat o singură dată la 6 luni distanță și gata, te desparți de acea persoană pentru că, uite, s-a repetat, vezi? O dată, după mult timp în care totuși nu a mai făcut acel lucru. Este ca atunci când încerci să cureți spinii de pe tulpina unui trandafir și zici, ah, ce frumos este, și constați că a mai rămas un spin. Tocmai atunci când tu ai luat cu toată încrederea tulpina trandafirului în mână. Și bineînțeles că te deranjează acest unic spin mai mult decât toți ceilalți care fuseseră pe acolo. Ori asta înseamnă că noi devenim
destul de intoleranți față de defectele persoanei pe măsură ce încercăm să tolerăm și să prelungim relația cu această persoană. De altfel, dacă, de exemplu, unul dintre parteneri avea defectul de a țipa la celălalt, de exemplu, soțul țipă la soție, da? Soția țipă la soț, poftim. Și la un moment dat îi fac terapie și ea înțelege că trebuie să nu mai țipe la soțul ei, tocmai în perioada asta, când ea nu mai țipă la soțul ei, soțul capătă curaj și începe să țipe la ea. Ok? Pentru că se produce această contrabalansare. Poți să o numești răzbunare, dacă vrei, dar este o formă de a recupera ceva ce nu fusese accesibil, tocmai acum când cealaltă persoană face un pas în urmă. Bun. Cum te descurci cu spinii în viața ta? Cum te descurci cu spinii celelalte persoane? Pentru că se pune problema cum trăiești, nu? Cu o astfel de persoană cu spini. După cum spuneam, ideea de a defrișa tot spinii transformă acea floare în cu totul altceva. Și atunci îți trebuie două lucruri. Puțină distanță și selectivitate. Ce înseamnă distanță? Să te duci mai așa, mai încolo, cât să nu mai vezi spinii foarte clar și să nu mai fie ei cei care îți sar în ochi. De asemenea, ca să respectăm metafora trandafirului, să ai degetuțele astea subțiri puse între doi spini, nu să iei cu toată mâna trandafirul. Astfel încât se poate observa că, da, există și oameni care știu să manevreze trandafiri cu spini și chiar îi fac cadou. Iar selectivitate înseamnă să te uiți la ceea ce este frumos la trandafir, nu să-i numeri spinii în fiecare zi. Pentru că un trandafir nu este definit de spini, ci de frumoasa floare a dragostei care se află la capătul acela. Și dacă tu ai ajuns să numeri spinii și să ignori floarea, înseamnă că de fapt nu mai e o relație de dragoste cu această persoană de ceva timp. Okay? Vrei să-ți fii ok și cu spinii acelei persoane? Atunci ce ai de făcut? Este ca de fiecare dată când îți vine să-i reproșezi ceva, să-ți aduci aminte că ești cu această persoană pentru partea frumoasă a personalității ei. Că iubirea voastră, copiii pe care îi aveți, lucrurile pe care le aveți de făcut împreună aceste proiecte, sunt mai importante decât defectul X sau Y al acelei persoane. Și, de exemplu, când te cerți și vrei să îi impui soțului sau soției că tu ai dreptate, la un moment dat îți poți aduce aminte că, de fapt, tu vrei să fii cu această persoană în viața asta și atunci te oprești din cearta respectivă de care pe care are dreptate. Cam așa se procedează cu un trandafir cu spini care, în contrastul între acest spin și floarea minunată, îți oferă o viață interesantă. Căci ce este un trandafir fără spini? Ați observat cumva că trandafirii fără spini nu prea miros? Gata, o să trec la a discuta cu voi despre întrebările și afirmațiile pe care le faceți aici, în secțiunea de chat, dragi prieteni. Sunt curios să văd ce părere aveți. Nu uitați că mâine seara de la ora 20 avem prezentarea de caz, se numește Oameni buni și oameni răi în psihoterapie. Este rezervată patronilor Institutului de Relații Umane. Și tu poți să fii patron dacă intri aici pe www.patreon.com/durandrei și cum scrie în josul acestui ecran și poți să devii cunoștință, prieten, frate sau soră, să beneficiezi de cărțile scrise de mine cu gratuit și cu autograf și să ai prioritate în programări la Institutul de Relații Umane și multe informații și priorități cu privire la activitatea noastră de aici. Bun, deci mâine seara de la ora 20 despre oameni buni și oameni răi în psihoterapie. Deocamdată hai să vedem ce ziceți voi despre trandafirul cu spini. Ia uite, te avesez viața, zice, uimiți-ne, da? M-am uimit, nu-i așa? De ce are trandafirul spini? Cineva zice, vă doresc ca Moș Nicolae să vă aducă multe bucurii și sănătate. Să ne aducă, dar și noi trebuie să-i aducem lui ceva. Oare ce trebuie să-i aduci lui Moș Nicolae? Păi cu un set de nuiele care să-i trebuiască pentru alte persoane.
Ok. Cornelia zice așa. Trăim după niște stereotipuri și prejudecăți și avem mai mult o viață virtuală decât reală. Căutăm alte valori și perfecțiunea care nu există. Perfecțiunea începe să fie, vedeți, să fie adusă în viața omului contemporan de această tehnologie a informației. Pentru că de multe ori ceea ce face un calculator chiar este perfect. Și noi nu știm ce să facem cu perfecțiunea lui. Uite, de exemplu, faptul că un calculator ar putea să ajungă la această inteligență artificială care să dobândească și oarecare conștiință de sine și limbaj elaborat la infinit, este o perfecțiune cu care noi nu vom ști ce să facem pentru că noi suntem imperfecți. Adi, eu am observat că toxicitatea o face doza. Așa și oamenii pot deveni toxici doar dacă devin foarte frecvenți în viața noastră, când ei încep să devină insistenți și intruzivi. Da, uite, se pune întrebarea, apropo, cam ca o prelungire a ceea ce a afirmat Adi, nu cumva un om prea bun este toxic? Ar putea să fie, nu-i așa? Pentru cel care nu suportă atâta bunătate și care ar vrea să fie și el criticat. Dau un exemplu aici. Faptul că o persoană care face tot timpul ceea ce vrei, poate să-ți producă pur și simplu greață. Nu ți-a greșit niciodată, nu poți să-i reproșezi nimic și te trezești că ai această problemă. O înșel pe acea persoană, fără să-i poți reproșa ceva, iar acest lucru îți generează oarecare nevroză. Îți dorești totuși un om cu defecte. De aceea bărbatul care își înșeală soția trebuie să-i găsească repede, repede un defect pe care să-l menționeze către amantă. Florin, defectul fiecărui om este ca un spin al unui trandafir? Păi da. Și unii trandafiri sunt cu atât mai parfumați cu cât au mai mult spin. De exemplu, un om care bea mult, bineînțeles că are un parfum așa de vodcă. Glumesc. Fac mișto de ceea ce am afirmat eu. Nails. La început mă atrage. După mi se ia dacă fumează, de exemplu, nu suport. Orice defect mă face să pun rapid punct și, din frică, să nu fie dezamăgită, nu mai pot face compromisuri. E de rău. De 3 ani sunt singură. Vedeți? Cauți trandafirul fără spini. Nu e mai bine să înveți ce să faci cu spinii acelui trandafir? Cum să faci cu un om care dacă fumează, ar putea să se lase de fumat pentru tine? Nu zic că ai putea să te apuci, du-te tu de fumat, că sunt medic și n-am voie să spun asta. Dar mă refer la faptul că întotdeauna se poate face ceva. Când omul este perfect, nu se mai poate face nimic. Elena, eram foarte interesată de ce trandafirul are spini. E foarte frumos, mirositor, dar greu de atins. Interesant. Ca să ne fie foarte clar, e un lucru interesant aici. Din punct de vedere botanic, trandafirul are acea floare colorată minunat și acea tulpină dotată cu spini, fiecare cu funcția ei. Floarea are funcția de a atrage, astfel încât consumând, făcând ceva cu floarea, care e de sacrificiu, să ajungă semințele de trandafir în pământ și să răsară altă floare, în timp ce trunchiul are spini, pentru că dacă îi ataci trunchiul, floarea nu are nicio șansă să supraviețuiască și să atragă pe cei care s-o consume. Va să zic că frumusețea ei sau a lui este floarea și se consumă. Persoana lui sau a ei are spini și are rolul de a apăra această apariție, această floare și de a-i conferi șanse de a produce atracție și copii mai târziu. Iar Valentina spune, înseamnă că pun și limite. Exact. Spinii sunt niște limite, adică spinii nu sunt mai mari decât floarea. Ok? Astfel încât să... Bine, la cactus se mai întâmplă chestia asta, dar cu atât mai interesant este acea floare ascunsă și apărată acolo, între spini. Diana, iubitul meu zice că mă supăr prea ușor și asta îl face să aibă dubii cu privire la viitorul relației noastre, că nu vom putea duce așa mereu, doar în ceartă, pentru că mă supăr repede.
Dar acum și chestia asta cu supăratul, cred că merită dezvoltată într-un live de al nostru, într-o conferință seducție și fidelități, pentru că, într-adevăr, supărarea unuia dintre parteneri înseamnă stimularea celuilalt. Adică mă supăr pe tine ca să te fac să vii spre mine. Iar el nu știe de ce vă supărați. El crede că vă supărați dintr-un defect de personalitate, dar eu știu, domnișoara Diana, vă supărați pentru că vreți o formă de atenție în care să fie clar ce are el de făcut pentru noastră. Și iar Cristi spune, nu vă supărați, dar nu înțeleg de ce trandafiri au țepi. Păi trandafiri au țepi, după cum spuneam, pentru că trebuie să apărăm șansele acelei flori minunate de a ajunge la maturitate și a emana un parfum minunat în jur, astfel încât să vină unii care să își bată joc de floare și în felul acesta să ajungă semințele în pământ. Mihail, ați auzit de sea moss? Nu. Ce este sea moss? Denisa, cu cât stai mai mult singur, e tot mai greu să accepți un om. Eu de 3 ani fiind singură, nu mai accept pe nimeni, nu mai am răbdare. Da. Există și o explicație medicală pentru asta. Atât la femeie cât și la bărbat există hormonii sexuali care generează libidoul. Testosteronul, atât la femeie cât și la bărbați, are un rol primordial în dispoziția de apropiere, inclusiv intimă, față de celălalt. Ce este interesant însă este că în cazul testosteronului, cel puțin la bărbat, există un efect de hibernare în care apare când bărbatul nu mai are așa activitate sexuală. Și de ce nu are activitate sexuală, tot nu ar mai avea activitate sexuală. Asta în cazul călugărilor, de exemplu, eu cam dau exemplu ăsta, adică cum rezistă, domnule, un călugăr la mănăstire fără sex? Rezistă fără sex dacă nu se masturbează, astfel încât, odată cu eliminarea lichidului seminal, se stimuleze și secreția de testosteron. Dacă se stimulează secreția de testosteron, are libido, poftă de apropiere de femei. Dacă nu se masturbează și nu face sex, încetul cu încetul, după niște săptămâni, începe să se reducă producția de testosteron și deși apetitul sexual al călugărului. Adriana, ce faci cu un om cu vicii, care e în defensivă mereu cu partenerul? După ce are vicii, are și defensivă? Hai să vedem care este legătura între astea două. Probabil că defensiva este reacția lui la reproșurile care îi se fac pentru că are niște vicii. Dacă noi însă găsim care este beneficiul acelor vicii în viața acestui om și îi oferim din iubire pentru el alternative, surse alternative pentru acele beneficii pe care le caută, s-ar putea ca viciile să nu mai existe. De exemplu, alcoolismul, alcoolul ca și viciu, care de fapt ascunde o medicație a unei depresii la bărbat. Sau jocurile de noroc, care uneori ascund o anumită conformație a personalității din educație cu privire la a avea bani aici și acum. Și așa mai departe. Andreea, de ce nu sunt de acord cu ideea că o femeie să fie puternică? Eu mă simt bine când am toată atenția a părții masculine, mă simt într-adevăr femeie și feminină. Da, ideea cu femeia puternică a apărut odată cu nevoia de autonomia femeii. Cred că am început să răgușesc și-o ca domnul Ciolacu. Asta se întâmplă cu ăștia care vorbesc prea mult, nu-i așa? Și deci, o femeie puternică poate să fie și castratoare, poate să fie o femeie care este dificil de mulțumit și cu toate astea se cere în ziua de astăzi să fii femeie puternică pentru a-l sfida pe bărbat, pentru a arăta că poți și fără el. Îmi cer scuze, trebuia să închid microfonul, nu-i așa? Um,
Cecilia cât că întreabă care mecanisme defensive se folosesc în general. Mecanismele defensive de multe ori sunt minciuna, disimularea, comportamentul evitant, mai este și refularea, adică descărcarea în altceva, este regresia, adică a te copilăria, te duce spre vârste mai puțin adulte, adică din perioada când erai securizat. Cristina, soțul meu oscilează foarte mult. Când mă apreciază foarte mult, când îmi zice că ce mare lucru fac eu toată ziua, eu fiind casnică. Am zile întregi și când nu văd camera și el vine și îmi zice ce am făcut. Am o ipoteză. Poate că nu am dreptate și îmi cer scuze în avans, dar merită să verificați dacă cumva aceste stări ale soțului noastră sunt legate de sexul pe care îl face sau nu îl face cu dumneavoastră. Sau nu. Irina, Seneca zice că virtutea determină desăvârșirea binelui, adică cred că ceea ce te mână să faci așa ceva. Virtutea? Vedeți, pe vremuri virtuțile erau necesare pentru că ele generau supraviețuire și după aceea prestigiu social. De exemplu, virtutea de a nu bea, virtutea de a spune adevărul, virtutea de a nu fi laș și a te lupta până la capăt. Virtuți de genul acesta, sau, de exemplu, castitatea femeii, domnule, au dispărut. Pentru că, după cum spuneam, fiind consumatori de relație, noi nu mai avem nevoie de virtuți. Noi avem nevoie produse și servicii. Da? Și atunci, faptul că tu conviețuiești cu cineva este mai degrabă un acces la produse și servicii. Ana Maria, era perfect și acum acuză că mă înșală din vina mea. S-a schimbat la 180 de grade. Păi, era perfect când, fiind dumneavoastră femeia nouă, le lăsase pe celelalte pentru dumneavoastră că erați prospătură. Acum însă, altcineva este prospătură pentru că asta este soarta prospăturilor. Ok, știu că sunt cam dur în seara asta, dar mă înțelegeți. George, dacă am rezolvat problemele tuturor, ar mai exista lumea pe care o știm noi acum? Până la urmă, defectele de comportament sau emoționale ajung să ne definească. E o idee bună să ajuți un individ să se vindece, dar dacă îi ajutăm pe toți, nu luăm de la zero? Să mai lăsăm de sămânță, așa, câte ceva, câte un păcat pe lumea asta. Da, eu cred că, de fapt, nu defectele unei persoane trebuie tratate și nici măcar nu trebuie menționate. Cred că defectele unei persoane devin suficient de mici și de puțin agresive dacă noi dezvoltăm calitățile acelei persoane. Cristina, ar trebui când simțim parfumul trandafirului să-i uităm înțepătura. Este bine să fim noi femeile, doamnele, înțelepte. Corect, asta și spuneam și eu, foarte frumoasă descrierea prin comparație cu trandafirul. Da. Cu cât este mai frumoasă floarea și mai parfumată, cu atât îți vine să ignori înțepătura pe care ai primit-o de la defectele persoanei cu care ai de-a face. Florin. Sunt unul dintre participanții din acest weekend la Convenția de la Brașov. Experiența este unică. Te poartă într-un carusel de emoții și informații senzaționale. În câteva ore se lărgesc orizonturile rapid și am înțeles valoarea amănuntelor în dinamica de cuplu. Mulțumesc pentru experiență. Mulțumesc și eu, Florin. Am citit asta pentru că mi-am dat seama că am anunțat că un nou grup s-a format deja pentru luna februarie și ar fi foarte interesant să văd în ce măsură se cizelează aceste conținuturi cu privire la apropierea dintre oameni care poate să genereze și să consolideze relația. Ok. Ana Maria. Le văd. Există. Sunt asemenea. Există și ale mele defecte, dar le accept iubind. Nu există perfecțiune. Bine, ceea ce scrie Ana Maria aici mă inspiră să pun încă o întrebare destul de filozofică așa. Dar trandafirul se înțeapă și pe el?
aproape niciodată, pentru că spinii aceia sunt cu spatele la tulpina lui și cu partea mai înțepătoare spre cei din afară. Adică ne tot uităm de ce un șarpe nu este otrăvit de veninul lui, de ce o persoană nu este atât de afectată de propriile defecte și parcă sunt făcute defectele acelea să îi afecteze doar pe cei din jur. Denisa. E greșit să-i menționez, uite, nu-mi place asta la tine. De multe ori când i-am zis ce nu-mi place, făcea mai rău. Păi, asta înseamnă că v-ați răspuns și singură, că de multe ori este greșit. Faptul că un om face mai rău când îi reproșezi o greșeală sau un defect, arată că acel om este și într-o oarecare criză de identitate. El încă nu este mulțumit cu persoana care este el și nu s-a generat încă în comportamentul lui generozitatea. Liviu Laurențiu, la hotel ați vorbit numai despre partea pozitivă și cea negativă nu ați vorbit? Nu cumva ați distorsionat realitatea? Nu am distorsionat realitatea, pentru că, de fapt, orice defect al unui om are și o rădăcină sau o semnificație pozitivă și, de asemenea, lucrurile pozitive sunt suficiente pentru a defini o persoană, pentru că părțile negative sunt ale aceleași persoane, nu sunt din altă parte. Beatrice, cât de frumos se promovează pentru mai departe victimele sistemului progresist cu spălarea de creier de către psihologii zilor noastre, care se îmbogățesc de la una la alta pentru a întoarce lucrurile în favoarea lor, pentru că balta are pește. Și toți o dă pe parte personală, la fel cum ai spus, să-și asume un sistem controlat în fel și chip pentru mase. Da. Mona, perfecțiunea nu există. Iar dacă ar vrea, ne-am plictisit de asta. O viață este frumoasă cu un om imperfect și cu unele provocări îți dai puțin adrenalină când ești prea leșinat. Păi da, ideea este că ar fi minunat să și știi ce să faci cu defectele celelalte persoane. Pentru că, să luăm drept exemplu minciuna. Îmi convine, vă garantez, în terapiile pe care le-am cu pacienții aici la Institutul de Relații Umane, îmi convine mai degrabă să mă mintă decât să-mi spună adevărul. Pentru că oricum adevărurile pe care mi le spune nu rămân valabile, sunt doar adevăruri din incidența acelei persoane. În schimb, minciuna îmi spune foarte multe despre acea persoană. Are o mare valoare proiectivă, așa spun psihologii, și eu o prefer. Alexandra. Cum să intru în minte? Dacă nu am ocazia să stau aproape de el, ne întâlnim întâmplător. El chiar mi-a dat flash-uri cu mașina, dar mai mult interacționăm pe internet. Nu am avut o întâlnire încă. Păi ați avut o întâlnire cu mașina, nu? Cu flash-urile. Eu cred că acest om se ferește de contraperformanța lui sexuală, mai ales, sau în comunicarea verbală. Să ne închipuim că un bărbat foarte frumos ca și poză pe Instagram este bâlbâit, ok? Și are ejaculare precoce. Se mai întâlnește el cu frumusețea vieții lui, cu cât este mai frumoasă și mai importantă pentru el, cu atât evită mai mult întâlnirea cu ea ca să nu dezamăgească, nu? Camelia, să privești spinii și să vezi strandafirul. Una dintre cele 40 de legi ale iubirii. Recomand cartea. Da? Este una dintre cele 40? Ar fi minunat. Așa este. Claudia. Cum se rezolvă problema unei fetițe de 14 ani care n-a avut niciodată probleme importante de sănătate, dar a început pe la 13 ani să facă pipi în pat seară de seară? Ea neagă că s-a rodat, n-are dureri de niciun fel și urocultura a ieșit bine. Am așteptat să treacă examenele, să înceapă nouul an școlar, problema persistă. După părerea mea medicală, trebuie în continuare investigat pentru a elimina orice formă, orice cauză fizică, somatică a acestui enurezis secundar, așa se numește. Astfel, de exemplu, trebuie eliminată și uretrita care nu prea se vede la examen de urină.
Ba chiar uneori poate să fie, să existe ipsația, care este o formă de masturbare cu comprimarea planșeului pelvin de diverse obiecte dure. Și poate într-adevăr să existe și o formă de regresie, adică inconștient persoana respectivă, chiar dacă are 13 ani, are nevoie să fie tratată ca un copil mai mic, să îi se dea, să fie protejată și așa mai departe. Dar acest lucru poate fi discutat cu un terapeut, de preferat femeie. Irina, dacă te uiți mai bine, cred că poți observa foarte multe defecte în primul stadiu, dar mergi înainte cu speranța că se vor corecta odată cu progresul individului. Da, bineînțeles că de la distanță vezi floarea și nu vezi spinii. Bineînțeles că uneori nici de aproape nu vezi spinii, doar atunci când încerci să pui mâna serios. Marius, în viziunea mea, trandafirul cu spini este granița care împarte sănătatea și boala, bucuria și durerea. Spinii protejează trandafirul, la fel ca noi care ne luptăm pentru a ne menține corpul și mintea sănătoase. Perfect de acord, Marius. Așa este. Rolul spinilor este, după cum spuneam, unul defensiv și unul poate să fie mai important spinul decât floarea pentru persoana în cauză. Adică trandafirul însuși uneori investește mai mult în spini decât în petalele lui trandafirii. Angela, când ai doar un prieten, poți să-l ignori, să ignori spinii, căci floarea este mai importantă, chiar de la distanță este mai bine cu un spin. Când dorește să se destindă, un prieten cu spini este de obicei o persoană deosebită cu un intelect surprinzător de complex. În opinia mea, este o plăcere să ai prieteni care se apără de intruziuni nedorite. Ei sau ele sunt cei care în prietenie au cele mai interesante idei sau atitudini de viață sau sunt persoane care pot să ajungă, dacă nu sunt acolo, în poziții de încredere, probabil. Da, Angela, sunt perfect de acord cu asta și cred că, într-adevăr, prietenii care au spini sunt uneori cei mai fideli prieteni, cei mai de încredere. Lavinia. Relație încheiată în nuanțe de gri. Ne întâlnim întâmplător la o cafea, eu cu o prietenă, el cu prietenii, la plecare salută, fiind singur, sigur că au toți prietenii lui, clar și răspicat. La revedere, doamna Lavinia. Ce să înțeleg? Că a promis cuiva că nu o să fie cu dumneavoastră. Poate că și-a promis lui, dar cuiva mai degrabă. Și trebuie văzut, dacă nu cumva, el este foarte atent la imaginea lui de bărbat care nu umblă cu dumneavoastră. Alexandra, dacă el s-a jucat cu mine și îmi propune să ne vedem și pe ultimul moment nu mai venea și spunea că a intervenit altceva, cum să-l provoc eu, cum să nu rămân cu ochii în soare, să-i câștig dorința? Puteți să-i spuneți că îl acceptați așa cum este, pentru că sigur acest om se gândește la unele defecte de ale lui care se pot vedea de aproape, în intimitate. Irina, intoleranța defectelor nu poate fi confundată cu egoismul? Poate fi confundată cu egoismul dacă este o intoleranță sistematică, dar alteori și asta poate să fie o defensivă, pentru că trebuie să admitem, există și defensivă la defensiva celuilalt. Adică, practic, după ce că celălalt are spini, mai dezvolt și tu spini, pentru că spinii lui sunt o formă de agresiune pentru tine. Și atunci ai nevoie să fii și tu victima, după care devii și tu agresor. Alexandra, cum să provoc pe un băiat să mă caute, să încerce să ieșim, dacă deja am avut interacțiuni și eu i-am mărturisit că îl plac, l-am speriat, cum să repar asta? Păi, să-i arătați că nu-l plăceți, să-i arătați că există și alternative în viața asta. Dar probabil că a spune că îl placi este deja pentru tipul respectiv o confirmare a faptului că ai capitulat, că te-a bifat și așa mai departe. Mie îmi face impresia unui om superficial totuși. Așa că nu știu dacă merită să muncim atâta pentru el. Dana, toată viața am oscilat și mereu am impresia că nu știu nimic. Undeva acolo, înăuntru, cunoștințele există, experiențele există, concluziile există și ele se vor ivi doar dacă se ivește situația concretă. Dar pentru că aveți senzația că nu știți nimic, evitați situațiile concrete. Carmen, am observat
femei, bărbați frumoși, dar extrem de orgolioși, spini greu de suportat, veninoși, chiar, din păcate, îți fac cicatrici pe suflet. Ei, hai să fim serioși. Spinii unui trandafir nu prea fac cicatrici. Fac așa o înțepătură mică, îți recoltezi o picătură de sânge pentru analiză de hemoleocogramă, de fapt nici măcar de hemoleocogramă, de grupă sanguină, și nu lasă cicatrici. Adică spinii sunt făcuți în așa fel încât să nu ucidă pe acela care a încercat și a greșit. Diana. Iubitul meu zice că mă supăr prea ușor și asta îl face să aibă dubii. Da, am discutat asta. Delia. M-am săturat să-mi ceară copiii să mă împac cu tatăl lor și să trăim în aceeași casă. Cade cerul pe mine când aud. Ce să le mai spun? Păi, nu puteți să le spuneți ceva împotriva tatălui lor. Da? Dar ce puteți să faceți este să faceți să fie viața foarte frumoasă cu dumneavoastră și ei. Ar trebui să trageți puțin cu ochiul la tatăl lor să vedeți dacă nu cumva el știe să se joace mai frumos sau știe să fie mai distractiv. Poate că dumneavoastră munciți prea mult și ați uitat să fiți distractivă. Marius, fiți atenți ce afirmație. Nu există paradisul decât sub forma unui paradis pierdut. Păi da. Dacă nu ar fi fost pierdut, paradisul nu ar fi fost definit. Adică noi de obicei prețuim ceea ce am pierdut. Și cred că paradisul este căutat tocmai pentru că a fost pierdut. Denisa. Oare de ce nu mai pot să văd lucrurile bune într-un bărbat? Nu mai am răbdare cu ei, având o relație intensă, am și rămas cu gândul la el, deși de 3 ani sunt singură. Da. Și asta pentru că împărțiți posibilitatea relațiilor în două. Ori o relație intensă, dar negativă și toxică, ori o relație predictibilă, dar plictisitoare și mai bine nu. Și astfel, pentru relațiile intense și toxice, îi pedepsiți pe cei care pot să vă ofere relații plate și plictisitoare. Okay? Simona. Poate un bărbat evitant, anterior rănit, să treacă peste bariere și să intre într-o relație asumată cu tine, un caz în care e clar că revine și le place foarte mult și te place foarte mult. Unele persoane au o personalitate de tip evitant, adică pur și simplu nu se descurcă cu situațiile concrete. Se descurcă de la distanță, au oarecare inteligență emoțională, dar nu reușesc să intre în partea concretă a relației și asta este o tulburare de personalitate. Alteori, persoanele respective începe să-i placă să fie victimă și ca atare observă că tu insiști, că tu oferi și nu au de gând să renunțe la rolul de victimă. Așa că mai bine un om cu demnitate. Traversezi viața. Și patronul, tot o metaforă este? Patronul este noțiunea de pe Patreon.com. Patreon spune că sunt patronii aceia care susțin activitatea unui artist sau unui creator de valori și eu menționez patronii pentru că sunt acei oameni din țara asta care au înțeles ce face Institutul de Relații Umane și valorizează munca mea fără să existe un schimb comercial între noi. Adela. Eu sunt imperfectă, mai am de lucrat cu mine, nu e ușor, dar aș vrea un băiat finuț, deștept, să fie ca într-un vis. Da, ar putea să ajungă să fie ca într-un vis, dar asta înseamnă că tipul respectiv finuț totuși să știe ce face. Pentru că finuț el, finuță ea, vis el, vis ea, s-ar putea să ajungeți într-un șanț. Cineva trebuie să fie lucid, măcar cu rândul așa. Dana, cum poți trăi cu un partener care nu suportă orice îi se spune, care nu-i convine și vrea doar admirație și laudă? Cum se poate comunica atunci când evită orice subiect? Păi mai de la distanță, pentru că este posibil ca această descriere să fie a unui tip, un narcisism în personalitate și de aceea va trebui să aveți o relație mai lacunară, adică cu întâlniri și despărțiri. Și asta înseamnă că merită să aveți o alternativă la relația cu el.
Prieten, mă opresc aici din această incursiune în viața trandafirului Cuspin. De-abia aștept să întâlnesc pe patron mâine seară la ora 20 live pe patreon.com/derandrei. Tema: oameni buni și oameni răi în psihoterapie. Iar cu voi, ceilalți oameni care încă nu ați devenit patroni ai Institutului, ne întâlnim luna viitoare. Cu drag! Mai bine!